Bună la toată lumea, dragii mei! Cum sunteți? Ce faceți voi astăzi? Bine v-am găsit! Vă mulțumesc din suflet că vă abonați la canalul meu. Pentru toți cei care sunteți la începutul, care acum vă abonați, bine v-am găsit! Dragii mei, astăzi este o zi de sărbătoare importantă, este Boboteaza, se sfințesc apele, se știe clar că astăzi Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului de Ioan Botezătorul, mâine este Sfântul Ioan. Se știe clar că astăzi în fiecare zonă a țării sunt tot felul de obiceiuri și tradiții. Se face, bineînțeles, ritualuri ca să ne meargă bine tot anul în casă. Se face ritualuri de sănătate, în primul rând, și mai ales, cel mai important, pentru femeile nemăritate, domnișoale nemăritate. Se fac ritualuri pentru a-și întâlni adevăratul ursit, da? Este foarte important faptul că dacă chiar într-adevăr multe dintre voi aveți încărcături negative și chiar aveți farmece făcute pe destinul vostru, ursitul vostru poate să apară și voi vă puteți dezlega. Eu am intrat acum să vă arăt un ritual de această minunată sărbătoare, un ritual mai ales pentru dragoste, pentru dezlegarea farmecelor în dragoste, în special pentru toate persoanele care doriți să vă întâlniți destinul, să vă întâlniți soarta. În afara faptului că s-ar putea să-l visați, există șanse mari să apară în viața voastră în cazul în care sunteți singure de mult timp și nu puteți să vă căsătoriți, da? Acest ritual poate să funcționeze chiar și pentru persoanele despărțite, mai ales dacă sunteți destinați și crucea destinului vă cade împreună și v-ați despărțit din cauza unor farmece sau din cauza unor neînțelegeri, nu-i neapărat farmecele, există șanse mari de împăcare. Aveți nevoie de un castronaj de apă. Este foarte bine dacă ați putea să luați apă din biserică, apă sfințită, apă de la Bobotează și, bineînțeles, și o lumânare din biserică, nu trebuie neapărat să fie roșie. Eu am roșie reprezentând dragostea, da? Dacă în cazul în care nu puteți să mergeți la biserică, nu aveți timp, nu aveți posibilitate, veți lua un castronaj de apă de la fântână de afară și noaptea, da? Veți face cruce înainte să vă puneți la somn, depinde la ce oră dormiți fiecare, da? Unii dorm mai repede, unii mai târziu, eu de obicei dorm mai târziu pentru că am de lucru. Cam pe la ora 7 seara, așa, veți face 3 cruci, veți spune Tatăl nostru și veți spune cu puterea Duhului Sfânt să-l va binecuvânta această apă. Este important că acest ritual se face seara, eu vi-l prezint acum, voi îl faceți. Cu această apă se va stropi patul unde dormiți și toată casa. Voi începe să vă explic ce aveți nevoie. V-am spus, apa ar fi foarte bine să fie de la biserică. Eu am apă un pic sfințită și am adăugat și apă care am luat-o de afară, de la fântână, da? În această apă veți avea nevoie, bineînțeles, ca Duhul Sfânt să coboare peste acest ritual de 3 boabe de tămâie, da? 3 boabe de tămâie, poate fiecare aveți în casă, dacă nu puteți să luați de la biserică, și veți face 3 cruci cu aceste boabe de tămâie și le băgați în apă ca apa să rămână binecuvântată cu puterea Universului și cu puterea Duhului Sfânt. Mai aveți nevoie, bineînțeles, de 3 frunze de dafin, ca ritualul să fie protejat și ca niciun blocaj din partea altor entități negative să vă disturbe vouă liniștea. Înainte să vă apucați de toate aceste lucruri, chiar puteți să ardeți un pic de frunză de dafin, fumul să-l dați împrejurul castronașului pentru că protejează, da? Pentru fiecare frunză de dafin vă veți spune o dorință. În cazul în care sunteți singure și nu puteți să vă căsătoriți, veți spune frunză de dafin minunată, binecuvântată, adun destinul îndată, veți spune în castron. În cazul în care aveți un partener și v-ați despărțit de el, veți spune frunză de dafin minunată, binecuvântată, fă-l pe X, Y, Z să se împace cu mine, da? Iar în cazul în care sunteți căsătoriți, da? Mai ales doamne, vorbim de doamne aici, se poate face și la bărbați, dar este o chestie un pic cam stranie, la ei se fac altfel de ritualuri.
vorbind de Doamne. Dacă sunteți căsătorite, bineînțeles, și soțul dumneavoastră a plecat de acasă, nu mai sunteți într-o relație, v-ați despărțit, spuneți frunză de da, fi minunată, binecuvântată, fă-l pe soțul meu să se schimbe îndată. Și veți spune frunza de da fiind în castron. Dacă aveți vâsc de la Revelion, este foarte bine, pentru că și vâscul poartă noroc în dezlegarea farmecelor, bineînțeles, și ca să vă visați sortitul, veți spune o mică crenguță de vâsc, nu va trebui să ziceți absolut nimic. Este foarte important, dragele mele, să aveți 7 boabe de fasole albe. Da? 7 boabe de fasole albă să vă poarte o relație în cazul în care nu sunteți căsătorite. V-am zis să vă aducă o soartă binecuvântată. Fasolea sunt roadele pământului, să fie ceva stabil, da? Așa cum crește fasolea și se încolocește pe acel pe acel par, așa relația voastră să crească și să fie prosperă. Veți spune și aceste boabe de fasole, bineînțeles, în castron. Bineînțeles că veți face iarăși 3 cruci și veți pune mâinile pe castron și vă veți concentra. Veți spune: această apă minunată, binecuvântată, creată de magia mea și de puterea mea, să-mi aducă soarta mea îndată. În cazul în care voi nu sunteți căsătorite și nu vă puteți căsători, veți spune: cu această putere, aceste ape miraculoase, cum voi stropi eu patul meu, așa să apară în visul meu sortitul, așa să se dezlege tot răul din cununia mea, făcut de cine este făcut, și să se rupă cu puterea bobotezei, cu puterea apei Iordanului, voi spuneți apa Iordanului, să se rupă legăturile făcute în dragostea mea. Înainte să mergeți la culcare, este bine să aveți și un pic de busuioc, este adevărat, luat din Sfânta Biserică, să vi puneți super, să vă puneți o dorință, veți stropi patul după ce spuneți ce am spus eu cu această apă, în cazul în care aveți cununiile legate și nu vă puteți căsători. În cazul în care, v-am spus, partenerul a plecat, ok? A plecat cu o altă femeie, da? Și vreți să descoperiți dacă el este adevăratul, a avut o relație de 4, de 5 ani, vreți să descoperiți dacă el este destinul vostru, la fel, veți face 3 cruci pe apă înainte de culcare, veți face acest ritual și veți spune: apă minunată, apă binecuvântată, fă-l pe, spui numele lui, să se îndulcească cu mine, să se gândească la mine, cum îi stropi eu patul meu, așa să nu poată el dormi, să se gândească la mine, fă-mă să-l visez dacă el este dat de la Dumnezeu. Poate că îl veți visa. În unele cazuri, unele persoane nu visează, să zicem. Poate că îl veți visa pe el. Dacă nu o să visați pe el, cu siguranță veți visa altă persoană. În cazul în care sunteți căsătorite și bărbatul a plecat cu altă femeie, veți spune altfel. Veți face la fel 3 cruci și veți spune: cu puterea Sfântului Ioan Botezător, care l-a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos în apa Iordanului, să se rupă farmecele, blestemele și tot ce este făcut pe dragostea mea, pe căsnici mea, dacă sunteți căsătorite, și bărbatul meu să se întoarcă acasă. Veți stropi patul unde ați dormit cu soțul, da? Veți stropi, dacă mai aveți în casă haine de ale lui, veți stropi aceste haine. Bineînțeles că va trebui să vă faceți rost și de o lumânare de la biserică, dacă nu puteți să vă faceți rost de o lumânare roșie, unde vă veți scrie, în cazul în care sunteți singure, numele dumneavoastră și prenumele și veți scrie: vreau să am soartă bună de la Dumnezeu. Și lumânarea o veți pune în castron, da? În castron să ardă. Nu știu cum veți face, veți pune dedesubt o farfurioară sau întâi puneți lumânarea pe o farfurioară și după aia cu tot cu farfurioară veți pune în castron și veți lăsa să ardă până la jumate, chiar dacă ceara picură în apă. Da? Dacă nu sunteți într-o relație, de v-am zis, dacă sunteți singure, dacă sunteți într-o relație și o plecat, numele dumneavoastră, numele partenerului și vei spune: să te îndulcești cu mine, să te împaci cu mine, dacă asta este dat de la Dumnezeu. La fel, va trebui mereu să specificați dacă este dat de la Dumnezeu, da?
și la fel vezi lăsa să ardă după aia stropiți prin casă. Dacă soțul o pleca, la fel numele soțului, numele dumneavoastră și veți scrie cu puterea Sfintei Cruci, fie ca bărbatul meu să se întoarcă acasă dacă este dat de la Dumnezeu. Și la fel veți spune și veți stropi patul. Vă puteți scrie pe hârtie și niște dorințe, da? Puteți să scrieți tot ce doriți dumneavoastră vis-a-vis de dragoste. Dacă doriți un bărbat, numele, prenumele bărbatului al vostru, să te îndulcești cu mine, să mă iubești numai pe mine, tot ce doriți, veți spune așa, hârtia sub castron, da? După ce v-ați rugat cât v-ați rugat, cu această hârtie puteți să dormiți supernă, cu dorințele. A doua zi, bineînțeles că va trebui să-i dați foc la această hârtie, cenușa care rămâne, să o suflați în vânt. Și dacă sunteți căsătorită și soțul se comportă urât sau e plecat, puteți să-i scrieți numele lui, numele dumneavoastră, întoarce-te acasă, întoarce-te la familie, schimbă-te, fii mai bun cu mine, fii mai dulce cu noi, da? La fel veți spune. Partenerul a plecat, la fel. Toate dorințe veți scrie cu culoare roșie, dragii mei, dragele mele. Și după aia veți stropi patul unde dormiți, da? Se fac tot felul de ritualuri în această noapte, mai ales ritualul de dezlegare de farmece. Vă rog frumos să vă lăsați sub acest video dorințele. Eu voi face o purificare specială în această noapte pentru toți abonații mei, bineînțeles și pentru toți cei care sunt eu în contact cu ei, în special pe dragoste. Are legătură foarte mare cu dragostea și sănătatea, dar mai mult dragostea, pentru că este boboteaza, se fac ritualuri de dragoste, se fac ritualuri de dezlegare pentru dragoste, este foarte important. Și să nu uităm să fim buni, da? Odată cineva m-a întrebat pe mine: Cristina, de ce ești tu așa de bună și dai la oamenii săraci? Eu le-am spus în felul următor: nu, dragii mei, eu nu dau la săraci, eu îi dau la Domnul Iisus, ok? De câte ori eu fac un bine, eu nu dau la cineva că am dat eu. Eu i-am dat, de fapt, la Domnul Iisus de mâncare, la Domnul Iisus haine, la Domnul Iisus bani. Să nu uitați niciodată că dacă veți face un bine în această lume, indiferent ce, o firmitură de pâine, dacă dați la cineva, veți spune în gândul vostru: Doamne Iisuse, ți-am dat și aștept să primesc mult mai mult, după sufletul meu. Așa că, dragii mei, faceți acest ritual, încredeți-vă în divinitate, în univers, în Domnul nostru Iisus Hristos. Poate că puteți să dați și de pomană la un cerșetor, un bănuț, o bucată de pâine, ce știu eu, în această zi unde se deschid cerurile, în această zi minunată unde apele se sfințesc, în această zi minunată unde noi nu trebuie să ne certăm, să fim buni cu cei din jur, să iertăm pe cine ne-a greșit, să ne iertăm pe noi înșine, că poate și noi am greșit și cu siguranță greșim tot. Eu vă pup și vă îmbrățișez, vroiam să vă extrag un înger. Astăzi mi-am făcut un pic de curățenie aici pe masă, fetița mică mi-a dat jos cărțile pentru că este foarte încântată de îngeri, de arhanghel, și vreau să mă uit un pic dacă nu cumva mi-am făcut un pic cărțile tameș-bameș. Haideți să vă extrag un înger pentru acest, un arhanghel pentru acest minunat ritual care eu vă rog din suflet de la ora 6-7 seara, dacă aveți posibilitatea, faceți-l, mai ales dacă aveți probleme în dragoste, eu mă voi ruga pentru voi. Ia uitați că au ieșit doi și vi voi spune pe amândoi. Arhanghelul Raguel vă spune că tot ce doriți dumneavoastră să faceți în acest moment se va îndeplini. Deci nu uitați că dacă veți face acest ritual cu încredere, uitați-vă de multe ori la video, dați pe pauză dacă n-ați înțeles ceva, căutați-mă pe WhatsApp și vă dau sfaturi. Vă spun că Arhanghelul Raguel vă spune ordine divină. Este pus el acolo sus în divinitatea lui supremă să facă o anumită ordine și dorințele voastre să se îndeplinească. Faceți-l cu încredere. Arhanghelul Haniel vă spune că în momentul când luna se va schimba și va fi din nou lună plină, la fel toate dorințele voastre se vor îndeplini datorită ciclului lunar. Deci când luna deja se schimbă, deci va fi deja în creștere, dorințele și acest ritual pentru voi toți se va îndeplini. Ce vă spun eu la toți care sunteți cu numele de Ioan, Ioana, la mulți ani, și la bărbatul meu, bineînțeles, că îl cheamă Ioan, să vă dea Dumnezeu sănătate,
sănătate, în primul rând, îndeplinirea tuturor dorințelor, pe unde veți merge să aveți parte de noroc și de tot binele din univers. Eu în această seară mă voi ruga special pentru dragoste, pentru îndeplinirea tuturor dorințelor în dragoste. Lăsați-vă sub acest video dorințele. Vă doresc o zi minunată, o seară binecuvântată, sănătate, pace, liniște, armonie și tot binele din univers, dragii mei. Vă pup și vă îmbrățișez și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Doamne ajută!